Ministerul Sănătății a explicat modul în care se eliberează deciziile de carantină sau izolare de către DSP, precum și certificatele de concediu medical pentru carantină ori izolare. În caz de carantină sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară, dar numai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină ori izolare, anunță reprezentanții Ministerului Sănătății. Eliberarea deciziilor pentru izolare și afișelor de izolare sau carantină se realizează de către Direcția de Sănătate Publică. În caz de carantină sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la data ulterioară numai pentru luna în curs sau luna anterioară, dar numai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantinare sau izolare, au anunțat reprezentanții Ministerului Sănătății. În ceea ce privește certificatele de concediu pentru carantină, acestea se eliberează de medicul curant, respectiv de către medicul de familie, pe durata stabilită prin decizia de confirmare a carantinei eliberată de către direcțiile de sănătate publică. Potrivit regulii, beneficiază persoanele asigurate care au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană infectată cu virusul SARS-CoV-2 confirmată prin test PCR sau teste rapide. Certificatele de concediu medical se eliberează pentru o perioadă de 5 zile. De asemenea, pot primi concediu cei care au sosit din țări și sau zone cu risc epidemiologic ridicat, și sau zone stabilite de către Institutul Național de Sănătate Publică în condițiile legii. Certificatele de concediu medical se eliberează tot pentru o perioadă de 5 zile. Potrivit Ministerului Sănătății, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar numai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2 pentru care s-a instituit măsura izolării în unități sanitare, certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din unitatea respectivă, atât pentru perioada internării, cât și pentru perioada externării după caz. În situația în care medicul din spital nu a eliberat concediu medical la externare, iar persoana asigurată necesită izolare la domiciliu sau la locul declarat de acesta, documentul se acordă pentru aceeași afecțiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultații medicale la distanță. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul SARS-CoV-2 pentru care s-a dispus măsura izolării potrivit legii la domiciliu, certificatele de concediu medical se eliberează de medicii de familie care au luat în evidență și au monitorizat aceste persoane. Astfel, pentru persoanele nevaccinate care nu au trecut prin boală sau cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile, concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 7 zile. Pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 90 de zile, concediul medical se va elibera pentru o perioadă de 5 zile. Certificatele de concediu medical se eliberează pe baza fișelor de izolare care se generează în mod automat din aplicația informatică Corona Forms, precizează reprezentanții Ministerului Sănătății.